Salut! În ciuda faptului că ați fost număr fix, ați marcat 3 goluri, dar diferența au făcut-o destul de repede cei de la Cormorani. Cum a fost? Un meci foarte greu, dar noi, ținând cont că nu ne-am strâns, a fost foarte greu, n-am avut nici 4 titulari, ca să zic așa. Jucătorii adversi au fost foarte buni, își merită locuri, dar noi am făcut un sezon foarte bun și este păcat acum dacă nu ne strângem pentru play-off sau și ultimele etape. E foarte greu să pierdeți poziția de baraj, aveți puncte multe, vă gândiți probabil la ce va urma, cum arată viitorul? Ținând cont că mai avem etapa viitoare, dacă nu mă înșel, cu Golden Boys, ultima clasată, în care trebuie să luăm 3 puncte neapărat. Ținem distanța de 4 puncte de locul 3, de Cormorani care ne-au învins astăzi. Și sper să ne strângem la baraj, cum v-am spus, că vrem să promovăm. Acum rămâne de văzut. Cât de motivați veți fi la baraj? Pentru că e greu de crezut că îl veți scăpa. Hai să vorbim de baraj. Cum vă veți motiva? Pentru că va fi ceva deosebit, un meci foarte tare. Da, o să jucăm, am înțeles, cu locurile... O să jucăm cu un loc 3 din 2A, care locul 2, 3 și 4 sunt foarte apropiate ca puncte, ca diferență de puncte între ele. Sunt echipe foarte bune. Noi, dacă ne strângem, noi avem o echipă și în Liga 2 câștigam seria. Deci dacă ne strângeam la fiecare meci minim 10, cei mai buni din echipă, cred că terminau primul loc. Și pe Fancurier îi băteam, i-am bătut în tur când ne-am strâns toți, 4-1 dacă nu mă înșel. N-au jucat nimic, am jucat foarte tare, am jucat foarte bine.